Aula Centrului Universitar Nord din Baia Mare a fost aseară gazda conferinței intitulate 7 ani în căutarea focului viu. După 7 ani în promovarea socioeconomică și culturală a Maramureșului prin proiecte cu o investiție de peste 500.000 de euro, Peter Hurley, irlandezul îndrăgostit de România, de Maramureș, a tras concluzii, scoțând în evidență realitatea dură a culturii tradiționale. În primii 15 ani în România a lucrat în cercetare de piață și publicitate. În 2009 a părăsit domeniul publicitar pentru a porni în căutarea valorilor românești autentice. Așa a ajuns la SAR. A fost viceconsul onorific al Irlandei în România din 2000 până în 2006. Este producătorul festivalului intercultural de tradiții țărănești, Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, care se organizează anual în Săpânța din județul nostru Maramureș. Este președinte și membru fondator al Asociației Interculturale de Tradiții. Conform regulilor românești, în deschiderea conferinței, Hurley a cerut celor prezenți să spună o rugăciune care a fost interpretată atât în românește cât și în irlandeză. Așa a comparat și realitățile din Irlanda și România. Era o perioadă în Irlanda, în cultura noastră tradițională, când singurul lucru care vreai să fac dacă vrei într-un sat era să ies de acolo și să emigrezi cât se poate de repede în Anglia sau în America. Aceste lucruri s-au întâmplat pentru mai multe motive. Fiind îngrămădiți în partea cel mai sărac, cel mai infertil, cel mai stâncos, cel mai ud, cel mai fără niciun lemn care poți să tai ca să fac un foc, să nu vorbim despre o casă. Prima conferință a avut loc la Sighetul Marmației, iar în 2 martie este programată una la Cluj-Napoca.